Spitalele din România devin încet, dar sigur, orfelinate pentru copii de toate vârstele. Sărăciți de criză, părinții îi duc pe cei mici în spitale cu vreo boală banală, îi internează și îi lasă acolo. Nu există o statistică foarte clară, dar numărul celor abandonați a ajuns undeva la câteva sute. E un adevărat fenomen care a crescut în amploare în ultimele luni și, ce e mai îngrijorător, nu e prezent doar în zonele sărace ale țării. Îngrijirea fiecărui copil pentru o singură zi costă câteva sute de lei. Ea este Ionela și are 4 luni. E toată un zâmbet, e sănătoasă tun și nu pare a avea nicio problemă. Doar că mâna care o mângâie nu este a mamei, ci a unei asistente din spitalul de copii din Botoșan. Mama ei a abandonat-o acolo. Copilul este bine, așa cum îl vedeți, este un copil reușit, este un copil sănătos. Mama are 33 de ani, are 7 copii, născuți de 7 sarcini. Acum o lună, femeia a venit cu fetița ei la spital pentru că cea mică avea pneumonie. A internat-o și a dispărut. A dat și o adresă fictivă ca să nu mai fie găsită. Adresa care a dat-o nu este adresa familiei sale. N-am reușit să o identificăm, nu reușim să dăm de ea. Marian are 1 an și jumătate. A fost adus de părinți în spital cu afecțiune respiratorie. Între timp s-a vindecat, dar nu a mai venit nimeni să-l ia acasă. Este izolat de restul copiilor din secție, copiilor acuți care vin sau cât au de făcut tratamentul acut după care pleacă acasă. Mama l-a lăsat în spital, o mamă tânără, dar care are 25 de ani și 6 copii născuți din 6 sarcini. El este doar unul dintre zecile de copii abandonați în spitale. Părinții vin cu ei la medic, spun că sunt bolnavi, îi înregistrează sub un nume fals, după care îi lasă în spitale și nu se mai interesează niciodată de soarta lor. Asta este povestea tuturor mamelor care își abandonează copiii în spitale. Au deja mulți copii și din cauza sărăciei nu mai au cu ce să-i hrănească. Hospitalism ne poate dăuna serios sănătății copiilor. În plus, niciun spital din România nu e pregătit să suporte efortul financiar pe care îl presupune îngrijirea copiilor. Spitalele nu sunt creșe, deși mulți părinți așa le văd. În Bacău, de exemplu, o mamă și-a abandonat copilul în spital de numai puțin de 30 de ori. Ce face protecția copilului? În măsura în care se poate, facem reintegrarea familiei, iar dacă nu se poate sau, într-adevăr, părinții și-au dat nume și adrese fictive, instituim o măsură de protecție prin Comisia de Protecție a Copilului. Toate spitalele au astfel de cazuri. Luna aceasta am avut 4 și între care unul este prezent și acum, dar în lunile trecute, sigur că avem o variație în funcție și de condiții, am avut și 5-6. Cele mai îngrijorătoare statistici vin din Moldova, Muntenia și Oltenia. În medie, cam fiecare județ de aici numără 10 copii abandonați în spitale.